Dimineața. În primul rând vreau să vă urez la mulți ani și multă sănătate. Sper că toată lumea s-a simțit bine în mini-vacanța pe care am avut-o. V-ați încărcat bateriile cât de cât să trecem cu bine și pentru peste restul semestrului. După cum ați văzut, în titlul lecției de astăzi vom discuta despre anumite tehnologii și, să zicem așa, componente pe care ni le oferă aplicațiile, framework-urile de dezvoltare a aplicațiilor mobile, care sunt un pic mai avansate, deci un pic peste crud. Mulțumesc lui Matei și lui Andreea că au intrat și în această dimineață și mi-au confirmat că stream-ul funcționează. Primul topic pe care o să-l discutăm astăzi este despre widget, adică componentele acelea care se pot instala pe ecranul utilizatorului. După cum știți, până nu de mult erau disponibile doar pe Android și pe, să zicem, ca și sistem de operare și pe unele din alternativele la Android, nu erau disponibile pe iOS. Și acum ce se oferă pe iOS este mult diferit și sub ce oferă Android. Deci un widget, de fapt, e un view al aplicației pe care utilizatorul poate să-l instaleze pe unul din ecranele dumnealui și prin care interacționează cu aplicația. Probabil toată lumea a văzut widget-ul de la vreme, deoarece vine preinstalat pe majoritatea device-urilor Android. Cel de la calendar și, bineînțeles, cel cu care ne permite să ascultăm muzică. Ca și, să zicem, funcționalitate, aceste widget-uri sunt destul de constrânse. Nu putem interacționa ca și cu aplicația normală și, de regulă, sunt scopul lor este pentru a arăta o singură funcționalitate, ceva simplu, micuț. Fac parte dintr-o aplicație, deci nu pot să trăiască, să zicem, fără o aplicație. Fac parte dintr-o aplicație. Numai când avem aplicația instalată, atunci putem instala și widget-ul. Iar ca și acțiuni sau cum se instalează pe ecran, acțiunile sunt comune la toate widget-urile, indiferent de aplicație. Deci este un API comun pe care framework-ul îl pune la dispoziție pentru toate aplicațiile să-și expună aceste widget-uri. Ca să creăm un astfel de widget, avem în Wizard, la meniul New, Widget, App Widget și aici îi stabilim un nume. Seamănă foarte mult, cum ziceam, cu o activitate. Putem să-i zicem unde am dori să se, dacă vrem să constrângem, să se plaseze widget-ul, adică ca și capabilități, ce să-i permitem la utilizator să facă în, să zicem, legat de dimensiunea widget-ului, dacă îi permitem să redimensioneze pe ambele axe sau doar pe o axă sau deloc, care să fie mărimea minimă în celule și aici vedeți cum ni se arată un preview ce înseamnă o celulă și putem să stabilim care ar fi dimensiunea minimă și, bineînțeles, limbajul pe care vrem să ne genereze sursă. Ca și, să zicem, resurse care sunt generate, o să ni se genereze o clasă cu numele pe care le-am stabilit noi,
și apoi o resursă de layout și diferite resurse de tip string sau XML, în care o să se țină dimensiunile, să zicem, dacă am stabilit dimensiuni minime și textul pe care se pune implicit. Aici avem demo pe care l-am pregătit, avem un widget care ne arată un contor și data ultimei actualizări a acestui contor. Astăzi o să vedeți că avem mai multe astfel de demo-uri mici pe care le discutăm un pic pe interfața, pe slide și apoi ne uităm pe cod cum sunt făcute. Aici am pornit deja aplicația, după cum vedeți aici să schimbăm pe Main Activity. Main Activity nu avem nimic, deci aplicația noastră nu oferă mai nimic, dar cum ziceam, trebuie să avem o aplicație pentru a avea un widget. Iar widgetul generat se află descris aici, ca și, să zicem așa, metode, deci trebuie să extindem App Widget Provider, iar ca și metodă pe care trebuie să o implementăm este aceasta, o singură metodă, onUpdate, la care primim contextul, widget-ul, widget managerul și ID-urile celorlalte widget-uri din această categorie. Ideea fiind că putem să instanțiem mai multe widget-uri de acest fel din această aplicație. Și aici implementăm noi și zicem ce să facă când primim un update la widget-ul nostru. Iar ce am definit noi aici că am vrea să facă, cum ziceam, vrem să implementăm un contor și ținem valoarea contorului în preferințe, luăm valoarea și o incrementăm sau dacă este prima dată o să o inițializăm cu 0. După care arătăm pe ecran data când s-a făcut update-ul și aici vedeți cum formatăm data și apoi construim view-ul. Și aici vedeți cum construim view-ul programatic și spunem să ne arate data respectivă. După care salvăm valoarea contorului, iar dacă utilizatorul apasă pe butonul nostru de update sau apasă pe widget, deci funcționalitatea la un widget implicit este dacă se face click pe widget să te ducă în aplicație. Aici vedeți cum la operația noastră, noi la operația de click, noi îl ducem în update, îl ducem tot la widget-ul nostru. Și aici vedeți cum îi zicem app widget update ca și intent, să ne ducă tot în widget. Și aici continuăm cu setup-ul view-ului, dar să vedem cum apare și pe ecran. Deci pe ecran, pe Android, ca să instalăm un widget, facem un click long pe ecran, alegem widgets și aici ar trebui să găsim la aplicația noastră widget-ul nostru. Fiind numit cu App Widgets, e primul, îi facem drag and drop pe ecran, vedeți că ne arată așa o urmă cam unde o să se pună. Cum ziceam, contorul la noi se pria din preferințe și vedem că ne-l arată cu valoarea 6, dar haideți să mai instalăm o instanță de același widget. Deci vedeți, de fiecare dată când instanțiem widget-ul, o să incrementăm și contorul. Și acum dacă apăsăm pe Update, se face update la widget-ul nostru, dar în spate notificăm și celelalte widget-uri. Implicit nu-și face update. Deci asta ar trebui să facem noi refresh de fiecare dată când primim valoarea, dar o să vedeți că se continuă de la valoarea pe care am primit-o, deoarece o ținem în Shared Preferences. Fiecare widget are câte un ID, de fiecare dată când instanțiem acest ID o să se incrementeze și e controlat de sistemul de operare. Prin acel ID
Deci, ID-ul pe care îl primim în funcția de update, în șirul acesta, o să putem identifica unul dintre widget-urile instalate. Ca și funcționalitate, eu zic că puteți, mai ales dacă aveți, să zicem, o aplicație de licență care prezintă informații utile utilizatorului, puteți ușor să creați un astfel de widget care să arate minimal pe ecran ceva despre aplicația dumneavoastră. Și e un mod ușor prin care puteți prezenta comisiei ceva diferit față de aplicațiile uzuale pe mobil, să zicem. Un alt topic, cum ziceam, cursul acesta o să discutăm multe topicuri mici, dar zic eu interesante. Un alt topic pe care îl abordăm este cel legat de internaționalizare. După cum ați văzut, majoritatea aplicațiilor suportă diferite locale, diferite limbi pentru a le oferi utilizatorilor informația în contextul în care sunt ei obișnuiți. Aici avem o aplicație simplă, să zicem de help, prin care la un meniu, într-o aplicație de help, prin care vrem să-l ajutăm pe utilizator să contacteze departamentul de suport. Am ales un astfel de demo pentru că aici e foarte important, mai ales când utilizatorul caută ajutor, să înțeleagă și să poată ușor să interacționeze cu aplicația noastră. De discutat aici, foarte important, nu înseamnă doar limba în care oferim conținutul. Cum ziceam, sunt setări de locale, îi zice în engleză, de context particular pentru regiunea respectivă, pentru țara respectivă. Și aici, pe lângă limbă, avem la unele, să zicem, țări și limbi, un diferit mod de a prezenta informația. Scriem de la stânga la dreapta. Android oferă implicit utilizatorilor control din setări pentru a seta o listă de limbi preferate în care ar dori să se prezinte informația pe device-urile respective. În momentul în care aplicația noastră, să zicem, are una dintre limbile din lista de în ordinea în care utilizatorul și-a setat preferințele, automat sistemul de operare o să aleagă acea limbă pentru a prezenta informații. Cum ziceam, nu este doar setarea de limbă, se țin și formatul de dată, formatul la numere, orientarea, cum se prezintă informația pe ecran. Implicit, sistemul de operare o să formateze numerele, orientarea pe ecran, asta dacă nu facem noi view-uri custom. Iar, cum ziceam, limba, în momentul în care avem din lista de preferințe a utilizatorului una setată, o să se folosească acea limbă. Dacă nu se regăsește niciuna, atunci se folosește cea default. Default se folosesc resursele din fișierul strings, din resources. După cum vedeți aici, Android Studio pune utilizatorilor, dezvoltatorilor la dispoziție un editor pe care putem să-l folosim să edităm aceste stringuri și putem ușor să adăugăm noi resurse, deci noi intrări în această tabelă, sau noi traduceri pentru resursele respective. Prin acest buton alegem limba în care am dori să traducem resursele și apoi cu ajutorul unui translator sau
Google Translate sau dacă ne pricepem noi să traducem din limba default în acea nouă limbă, traducem mesajele. Și vedeți, aici avem unele mesaje, editorul o să ne arate cu roșu fiecare, să zicem, resursă care nu are încă traducere în toate limbile. Putem, folosind acest checkbox, untranslated, să marcăm anumite resurse care nu dorim să le traducem, cum ar fi mesajele de eroare sau numărul de telefon, acesta fiind, să zicem, la fel pentru orice limbă. Dacă avem numere de telefon diferite pentru locații diferite în țări diferite, atunci putem să setăm ușor valori pentru acea resursă. Odată stabilite, cum ziceam, valorile pentru limbile respective în aplicație, automat sistemul de operare din lista de preferințe de limbă o să aleagă cea mai aproape de preferințele utilizatorului. Și aici, în setări, o să vedeți cum prin drag and drop putem să stabilim o ordine de preferință. Dacă vrem să suportăm pentru un anumit layout, să zicem, vrem să suportăm acel layout să fie disponibil și utilizatorilor care scriu de la dreapta la stânga, printr-o setare, aici, în layout, în manifest, în application, putem să-i zicem că suportăm și right to left, scris de la dreapta la stânga. Astfel, notificăm sistemul de operare și zicem că poate să ne întoarcă fiecare layout, fiecare activitate să le facă disponibile și acelor utilizatori. Iar important, dacă suportăm right to left, atunci trebuie să avem grijă și să specificăm în layout-urile noastre, în loc de, să zicem, când stabilim marginile la un constraint layout, să folosim start în loc de, să zicem, left și right. Deoarece left și right deja nu mai își au semnificație pentru atunci când suportăm right to left. Deci folosim start și end în loc de left și right. Acum o să trecem și la demo cu locale. La demo îi zice locale text. Și aici avem acel exemplu cu aplicația aceea de suport. Să dăm drumul. Aolea. Se plânge că nu avem ceva fonturi. Să sperăm că a fost doar din cauza că i-am dat run chiar când se încărca. Deci aici în activitate o să vedeți că nu am făcut nimic altceva special decât că am folosit de fiecare dată când am accesat resurse de tip string și pentru acel număr de telefon, am folosit get resources, get string, deci am obținut valoarea respectivă folosind get string în loc să o includem aici în text, le folosim pe cele din resurse, din fișierele strings. Și aici vedeți cum am adăugat fiecare resursă de tip string pe care dorim să o internaționalizăm, să o facem disponibilă în limbi diferite pentru utilizatori, le-am adăugat în resurse. După cum vedeți, aici, pentru fiecare limbă pe care o suportăm, se adaugă câte un fișier nou de strings XML. Această decizie a fost luată pentru a putea ușor permite dezvoltatorilor să îi dea unui translator, să zicem, fișierul original sau în limba pe care translatorul o cunoaște pentru a translata în noua limbă. Editorul de care ziceam poate fi accesat
din meniul pe care îl pune la dispoziție sistemul de Android Studio și aici vedeți cum pentru fiecare limbă avem câte o traducere la fiecare resursă. Folosind acest meniu putem să adăugăm o nouă limbă și să stabilim valorile pentru resursa respectivă. În momentul în care avem, să zicem, toată aplicația scrisă în așa fel încât să suportăm resurse doar din fișierele acestea strings și să fie internaționalizate, sistemul de operare o să se ocupe în a schimba layout-urile și resursele respective. Și aici vedeți că avem meniul acela Help, în care ne zice ce să facem pentru a contacta telefonul suportului. Am inclus și un shortcut către meniul de settings la language și aici putem să schimbăm acea ordine prin drag and drop și vedeți, se schimbă ordinea de preferință. Sistemul de operare își face și el update în momentul în care am schimbat preferința, iar dacă ne întoarcem în aplicația noastră, vedeți că automat vedem totul în noua limbă. Și meniul și pagina noastră de ajutor, toate ne sunt prezentate în noua limbă. Acum, dacă schimbăm într-o limbă care, să zicem, suportă scris de la dreapta la stânga, cum ar fi ebraica, vedeți, ne se schimbă sistemul de operare. Aici trebuie să aveți grijă, mai ales dacă nu stăpâniți limba respectivă, cum să schimbați înapoi setările din setting, să ajungeți înapoi la acele setări pentru a modifica la limba pe care o cunoașteți. După cum vedeți, s-au schimbat tot, și status bar-ul, și la setări, toate sunt invers prezentate. Și butoanele din status bar au ordine inversă la layout-ul nostru, deoarece i-am spus că suportăm, deci în manifest aici i-am spus că suportăm right to left și layout-urile au fost făcute în așa fel încât să nu facem ceva constrângeri, să zicem, să fie să fie restricționate, să nu poată fi întoarse, deci am stabilit margini de start, n-am specificat doar left și right, se oferă funcționalitatea respectivă și pentru utilizatorii care folosesc această limbă. Deci toate componentele sunt disponibile natural și pentru ei. Ok, o să schimbăm înapoi în engleză, deoarece celelalte demo-uri pe care le avem o să ne fie greu să le vizualizăm dacă le menținem în ebraic. Ok. Următorul topic pe care aș vrea și eu zic că este foarte important să-l adresăm este acela de a oferi aplicația noastră și utilizatorilor care au deficiențe motorii sau, să zicem, deficiențe de văz. Și aici nu vorbim doar de persoane care nu văd deloc. Și lor am dorit să le facilităm accesul în aplicațiile noastre, dar pe lângă utilizatorii care, să zicem, au probleme și nu pot vedea deloc, s-au născut cu această problemă, sunt foarte mulți utilizatori care au probleme de văz. Nu văd bine, nu disting anumite culori sau au probleme și nu văd o anumită mărime de text. Pe lângă, să zicem, problemele de văz, sunt utilizatori care au probleme și de auz și atunci trebuie să avem grijă
când dezvoltăm aplicațiile noastre, până acum, după cum ați văzut, nu am discutat deloc despre aceste, să zicem, lucruri care sunt foarte importante. Dacă până acum, să zicem, făceam un buton pe care scriam ceva și presupuneam că utilizatorul după pictograma respectivă sau după mesajul de pe buton înțelegea ușor ce face acea acțiune, în momentul în care dorim să facem acea acțiune disponibilă și utilizatorilor care au probleme de văz, trebuie să ne gândim și să știm cum interacționează ei cu aplicația noastră, deoarece nu mai putem presupune că văzând acel buton o să înțeleagă ce se întâmplă. Iar ca și soluție, ce pun sistemele de operare la dispoziție pentru noi, e foarte ușor. Ne oferă un mecanism foarte ușor prin care putem să-i ajutăm și pe acei utilizatori. Ca și aplicații, sunt mai multe aplicații care oferă acest serviciu de talkback sau screen readere, se mai numesc ele. În Android îi zice TalkBack, e o aplicație care se găsește în settings și odată, să zicem, pornită, chiar vă încurajez să încercați și pe device-urile dumneavoastră să vedeți cum se schimbă modul de interacțiune, cum pentru a naviga în aplicație o să trebuiască să ascultăm ce ne zice aplicația TalkBack. Iar în momentul în care ne-am hotărât, nu mai dăm, să zicem, un simplu click pe buton, un simplu tap, cum făceam în mod normal. Aici, la tap, o să ni se schimbe focusul și serviciul de screen reader o să ne citească informațiile disponibile pentru acțiunea respectivă, iar în momentul în care ne-am hotărât, folosind dublu click sau dublu tap, atunci o să inițializăm acțiunea respectivă. De asemenea, cum ziceam, e foarte important să le permitem utilizatorilor să-și configureze aplicația și din punct de vedere de aspect, adică să poată stabili ei mărimea de font pe care ar dori să o aibă în toate aplicațiile. Iar sistemul de operare pune la dispoziție în acest meniu Accessibility, pune la dispoziție niște setări prin care utilizatorii pot să-și seteze un minim, o mărime minimă pentru fonturi. De asemenea, contrastul pentru culori, trebuie să avem grijă cum îl alegem și dacă alegem și folosim sugestiile de la Material Design, să zicem, acolo o să vedeți că ni se permite să alegem culori care să-i ajute și pe utilizatorii care au probleme în a distinge diferite culori în relație cu altele. De asemenea, e important să specificăm că dacă folosim pentru a specifica mărimea unui font, mărimea în pixel, să zicem, atunci utilizatorii nu o să poată controla prin setările sistem cum să se mărească fonturile automat pentru ei. Trebuie să folosim SP, Settable Pixels, pentru fonturi. Dacă la dimensiunile unui widget foloseam DP, Density Pixels, aici pentru fonturi o să folosim STP, Settable Pixels. Adică mărimi pe care utilizatorii pot să le controleze din setări. Și, la locale, mi-am amintit acum, cer scuze, mai avem un exemplu cu o listă. O să ne uităm o dată și peste acest exemplu și apoi o să trecem la cel de cu accesibilitate.
Și aici avem un recycle view în care am introdus noi o listă de cuvinte, tot așa le obținem prin resurse. Deci, după cum vedeți aici, din resource obținem resursa, din cauza că vrem să arătăm dinamic pentru fiecare resursă a câta este în listă. Vedeți cum folosim string format de la resursa respectivă și îi adăugăm valoarea întregului respectiv. Dacă ne uităm acum cum am definit această resursă, o să vedeți aici am folosit procent 1, dolar și d. Și am zis că primul parametru este de valoare întreg. Aici seamănă foarte mult cu modul prin care specificam cum formatam stringurile în C folosind format sau în Java folosind scanner. Deci îi zicem că avem un parametru și apoi tipul parametrului. În momentul în care am definit resurse astfel, putem să le extragem din resources, get string, îi zicem cheia, ne dă valoarea respectivă pe care putem folosi cu string format și să concatenăm valorile pentru variabilele noastre. Și aici vedeți că scrie valoarea stringului word, deoarece am setările în engleză, setate acum și apoi ne pune ID-ul din listă. În momentul în care adăugăm ceva, aici o să vedeți că la click listener butonului respectiv, la listă îi punem și un plus în față să știm elementul pe care l-am adăugat. De asemenea, este și acesta internaționalizat. Tot așa îl obținem prin get string, cheie și valoare. Ca și la exemplu precedent, avem un meniu de languages aici în care putem să schimbăm să ni se arate în listă în română. Să zicem, aici ce am făcut, am recreat lista. Deci în momentul în care arătăm, recreăm lista, dar cum am văzut și la exemplu precedent, se oferă automat traducere pentru resursele noastre. Deci e foarte ușor să putem să menținem aplicația în limba disponibilă utilizatorului nostru. Acum o să trecem și la exemplu cu accesibilitate. Locale text. Asta e ala simplu care l-am văzut. Simple accessibility este cel care am zis că îl prezentăm pentru accesibilitate. Aici am pregătit o aplicație care, să zicem, ne arată informații legate de vreme. Să-i dăm drumul. Implicit, pe emulator, nu se instalează acea aplicație TalkBack, dar putem să o instalăm noi. Deci nu există restrângeri să nu o putem face disponibilă. Puteți să o instalați dumneavoastră. Să sperăm că pornește. Acum se instalează. Ok. Și acum, pentru a veni în ajutor utilizatorilor care au probleme de vedere, sistemul de operare ne pune la dispoziție, să zicem așa, la nivel de XML, ne pune la dispoziție label-uri și tag-uri pe care putem să le folosim să îi dăm hinturi aplicației TalkBack cu mai multe detalii pentru a-i ajuta pe acei utilizatori. Și aici, dacă avem un buton simplu și i-am pus text ca și label, o să vedeți că acest text o să fie cel utilizat de
aplicație pentru a fi citit utilizatorilor. Și aici vedeți cum și în XML putem să folosim resurse din fișierul acela strings. Folosim arond string și apoi zicem cheia resursei respective și aici avem resursa în limba dorită, setată de utilizator. Dar, să zicem, dacă avem butoane de tip imagine, deci la butoanele la care sunt de tip text, cum ziceam, se citește direct valoarea textului. Dacă avem butoane de tip imagine, în mod normal, noi până acum nu explicam ce face acel buton, deoarece presupuneam că utilizatorul înțelege, văzând această pictogramă, că se referă la delete, să zicem. În momentul în care dorim să facem, cum ziceam, aplicația disponibilă și utilizatorilor care nu văd deloc, atunci putem să, sau au probleme de vedere, putem să adăugăm o descriere. Și aici, universal, la fiecare widget, o să vedeți că putem seta content description și să zicem o resursă care să descrie widgetul respectiv. Și aici, la butonul nostru, îi zicem că se face discard. Astfel, când aplicația de talkback o să primească focusul la acest buton, o să știe să-i zică utilizatorului ce se întâmplă. După cum vedeți, și aici la resursele de tip checkbox putem să le setăm un text și să-i zicem, el se va și arăta aici, va fi citit utilizatorul. Dacă avem o imagine, cum ziceam, folosim același content description și spunem ce reprezintă imaginea respectivă. Astfel, aplicația TalkBack o să-i citească utilizatorul. Screen reader-ul îi citește utilizatorul. Dacă, să zicem, avem un widget care citește ceva de la utilizator, îi permite să adauge ceva text. Aici putem să-i punem, cum am văzut, un content description și să zicem ce reprezintă acel textbox, dar și mai bine putem să-i zicem hint, autofill hint, să-i zicem adaugă un mesaj. Mai mult, dacă avem un label asociat, cum avem aici messages, un label asociat cu acest edit text, putem să-i specificăm că acest label este pentru acest edit text, folosind label for și zicem ID-ul edit textului. În momentul în care am făcut această legătură folosind label for, dacă nu avem definite hinturi, să zicem, sau utilizatorul a dat click pe labelul respectiv, o să îi explice aplicația TalkBack că acest label este pentru acest edit textbox care îi permite să adauge un mesaj. Ca să facem, să zicem, să-i facem enable la aplicația de TalkBack, în meniul Accessibility, acum la device-urile mai noi cu Android, o să vedeți că dacă ținem apăsat pe ambele butoane de volum mai mult de 3 secunde, automat se pornește aplicația de TalkBack și, evident, dacă îi pornită și ținem tot așa mai mult de 3 secunde, o să se oprească. În momentul în care îi facem enable, o să vedeți că o să vă ducă la un tutorial care vă explică cum puteți să navigați în sistemul de operare Android folosind acest mod. Se schimbă gesturile și vedeți aici, ni se explică cum putem face swipe la stânga, la dreapta, cum putem să facem drag folosind două degete. Nu știu dacă sunetul se aude la
dumneavoastră, o să încercăm să mergem pe aplicația noastră sau să o repornim mai bine de aici, să ne ducă direct. Și în momentul în care schimbăm focusul, vedeți că ni se zice ce face aplicația respectivă. Și asta doar prin a specifica textul la butoane sau în cazul unui edit text îi zicem label for. Acum sper să pot intra înapoi în setări. Dacă nu o să fie mai greu să... Ok. Deci așa putem să facem disponibilă aplicația noastră și utilizatorilor care au probleme de văz. Acum, un alt topic foarte important este acela legat de performanță, să zicem. În momentul în care dezvoltăm o aplicație care folosește multe resurse grafice, să zicem, după cum ați văzut de o vreme încoace, de câțiva ani, toate device-urile au un GPU, un Graphical Processing Unit, adică un procesor specializat pentru resursele grafice. Implicit, cred că de vreo 3 ani încoace, partea de interfață grafică este randată, este servită de acest procesor. Iar în momentul în care, să zicem, aplicația noastră este foarte, să zicem, lucrează intensiv cu multe imagini, multe resurse grafice, se poate întâmpla să depășim acel buget pentru a menține 60 de frame-uri sau 30 de frame-uri pe secundă pe care le-am stabilit. După cum vă aduceți aminte, am discutat în momentul în care am discutat despre fire de execuție, cum ușor putem să depășim acel buget dacă nu avem grijă și accesăm resurse de tip rețea sau bază de date pe firul de execuție care se ocupă cu menținerea interfeței grafice. În ajutorul nostru, pentru a depista dacă acest GPU, acest procesor grafic întâmpină probleme în a servi la resursele la rata pe care o așteptăm noi, în meniul de Developer Options, pe care până acum sper că toată lumea l-a văzut, cei care dezvoltați aplicații pe platforma Android, avem un submeniu numit Profile GPU Rendering, care implicit e off, și aici putem să specificăm, să-l pornim, să ne arate în partea de jos a ecranului cum se comportă GPU în relație cu activitatea pe care o accesăm noi în acel moment. Și aici vedeți că este o linie care reprezintă 30 de frame-uri pe secundă, adică dacă reușim să ne încadrăm în linia respectivă, cred că e 60 de frame-uri pe secundă aici, pus ca și nivel, până acum câțiva ani era 30 de frame-uri pe secundă, acum s-a mărit și ne încurajează să ne optimizăm aplicațiile să suporte 60 de frame-uri pe secundă. Probabil pe viitor, acum au apărut și ecranele și device-urile noi care permit rate de refresh mult mai mari, o să se mărească limita și mai mult,
Ideea e că folosind acest GPU profiling putem să vedem cum GPU, dacă reușește sau nu, să se încadreze în limita respectivă. Și aici avem alt demo în care o să facem enable și la, îi zice large images, în care încărcăm două imagini mari pentru a vedea ce face GPU folosind aceste resurse. Și avem un buton care schimbă imaginea de background din una normală în una foarte, foarte mare. Și aici vedeți că facem și un sleep ca să vedem cum interacționează GPU. Deci avem o imagine, când dăm click se schimbă în altă imagine și tot așa, putem să dăm click și după aceste 3 secunde revenim. Dacă ne uităm în profil, în meniul nostru de developer, system, cred că e aici, advanced, opa, mare, nu mai am aici, am pornit. Haideți să dăm pe About, să vedem dacă avem Developer Tools. Deci așa, la Build Number, cred că am instalat un nou emulator și de asta nu mai aveam. Deci în About, pe Build Number, dăm click până când ne zice că suntem, deci căutăm meniul Build Number până când ne zice că suntem developer. Și acum System, în Advanced, ne apare acest meniu Developer Options. Iar în acest meniu, se pare că are probleme și emulatorul meu. Close. S-a restartat. Câteodată emulatoarele mai fac probleme, să sperăm că o să reușim să intrăm, am reușit. Și acum în meniul acesta de developers, dacă căutăm mai jos, aici este setarea de care ziceam că ne permite să conectăm device-ul fizic prin USB, să putem instala aplicații pe el. Și aici undeva mai jos o să vedem că ne apare și acel GPU. Asta e layer la GPU. Să sperăm că nu i-au schimbat numele în versiunea asta. Cel mai bine ar fi să căutăm aici GPU. Nu știu din ce cauză merge foarte, foarte greu. Se pare că nu vrea să-mi caute nimic. Olea, și m-a dus total afară. Să căutăm noi. Bug layers. Asta e una dintre setări și mai avem încă o setare prin care ni se arată și cum am arătat pe slide-uri prin bară. Se pare că trebuie să fie, probabil e redenumită și zice cumva aici. Refresh rate. Asta ne zice rata de refresh aici pe ecran. Ne zicea și cu layere. Nu o să mai
O să mai caut acum. Haideți să ne uităm să vedem când rulăm aplicația noastră, dacă se modifică numărul de leere când se schimbă. Se pare că nu se modifică rata de refresh. Îmi cer scuze acum. La versiunea asta se pare că i-au redenumit cum se chema feature-ul respectiv și nu știu din ce cauză nu merge nici căutarea ca lumea în setări. O să revenim dacă avem timp și ne uităm pe acest exemplu. Ideea aici era că în momentul în care facem și logică, se pare că trebuie să reinstalez, facem și logică și menținem thread-ul de UI ocupat, nu o să poată să sistemul de operare o să detecteze că nu poate să interacționeze cu utilizatorul și o să ne semnaleze prin acel debug că s-a depășit bugetul pentru limita setată. O să revenim dacă mai avem timp să ne uităm și la acele setări. De asemenea, Android Studio pune la dispoziție și un profiler. În momentul în care rulăm și aici avem alt demo, să zicem o aplicație care folosește foarte multe resurse, ne creează, să văd cum îi zice, cred că memory overload, îi zice, în momentul în care avem foarte multe resurse și consumăm, să zicem, mult CPU și GPU și am vrea să vedem unde sau ce folosește foarte multă memorie. Avem un profiler asemănător cu Developer Tools care este disponibil în Google Chrome, să zicem. Avem și aici un Logcat. Acest profiler. Deci putem să rulăm aplicația cu profilerul nostru și o să vedeți aici în momentul în care pornește, începe să. Deci ni se instrumentează aplicația și începe să o ruleze cu profilerul respectiv. Ne arată cât procesor se folosește, câtă memorie se folosește și bateria cât de consumată e. Și putem să analizăm în fiecare moment din timp, ce se întâmplă în spate din punct de vedere al celor trei categorii. Și aici, la aplicația noastră de demo, avem un buton care creează, cred că 1000 de, nu, 10.000, 10.000 de view-uri pe care le pune pe ecran. Cred că, sper că a făcut focus și ne face, o să dureze un pic, mai ales cu profilerul, până ne arată toate view-urile respective pe ecran. Acum nu știu din ce cauză, dar se pare că emulatorul face ceva probleme. Să sperăm că o să înceapă și ni le arată. După cum vedeți, memoria începe să crească aici. O să înceapă să ne arate și de fiecare dată când se face garbage collector, deci de fiecare dată când acel proces încearcă să curețe memoria de obiectele care nu mai sunt folosite. Se pare că merge mult mai greu față de cum nu merge când nu am software-ul de broadcast pornit. Deci dacă dăm click, o să vedeți că ni se arată mai detaliat fiecare componentă din memorie și putem și să capturăm aici, să facem record. Cum ziceam, ne arată de fiecare dată când se apelează garbage collector prin acea pictogramă și după cum vedeți, se apelează foarte des. Și ar trebui încet, încet să crească. Și crește. Deja am ajuns la 140 de mega folosiți de aplicație.
Demo-ul fără software-ul de OBS pornit rula în, cred că în 5 secunde maxim. Aici se pare că durează mai mult de un minut. Ideea este că odată ce am înregistrat, în sfârșit ne-a arătat obiectele noastre pe ecran, când rulăm cu profilerul putem să facem și captură, să vedem efectiv care sunt obiectele care consumă memoria respectivă. Și aici o să vedeți că avem instanțe de Flexbox, un layout pe care l-am folosit să arătăm toate acele view-uri pe ecran. Dacă o să reapăsăm pe butonul respectiv, o să vedeți și în top toate view-urile respective și așa ne dăm seama ce ocupă cel mai mult în aplicația noastră. Deci pornim și aici, putem să vedem că acel layout consumă, are alocat ca și memorie 400 și 410 alocări, mii de alocări deja. Și ca și memorie, vedem, folosește 16 mega, 18 mega valoare absolut. Deci ăsta e un mod prin care putem să depistăm dacă avem probleme de memorie în aplicația noastră. Se pare că și să închidem profilerul acum durează mult mai mult decât de obicei. O să așteptăm un pic sau trecem la următorul slide. Aici ziceam ce ne permite să facem profilerul. Putem să facem zoom și pan folosind acele butoane, să navigăm pe linia de timp în snapshot-ul pe care l-am capturat. Aici ștergem tot ce s-a capturat până în momentul respectiv. De asemenea, putem să salvăm, să zicem, o captură dacă utilizatorii, unul dintre dezvoltatorii noștri, să zicem, care ne ajută în dezvoltarea aplicației, nu se pricepe să citească sau să investigheze problemele de performanță, poate să captureze o sesiune de lucru și să o salveze. Aici putem să specificăm ce se memorează, iar în momentul în care se salvează, sesiunea respectivă o putem copia pe altă mașină sau să o trimitem la alt dezvoltator care o să investigheze și o să știe cum să depaneze problema respectivă. Un topic pe care de asemenea îl consider avansat și am mai discutat despre el la un moment dat printre primele cursuri, numai nu am insistat foarte mult, este acela prin care ne referim la resursele din XML. Dacă inițial, să zicem, ziceam, accesul se face folosind Find View by ID și îi zicem ID-ul resursei și facem legătura cu resursa din Java, spuneam atunci că sistemul de operare Android pune la dispoziție și acel import sintetic. Din păcate, soluție ca alternativă la Find View by ID este disponibilă doar pentru Android și are anumite probleme. Deci, pentru noi ca și dezvoltatori, era foarte ușor că puneam numai un import și apoi toate resursele din XML erau disponibile direct cu numele lor ca și variabile în clasa noastră, în activitatea noastră, dar din păcate are anumite probleme și prin 2019 mai mulți dezvoltatori au semnalat aceste probleme și Google a stabilit să nu mai fie varianta recomandată și ei ziceau atunci că ar fi bine să revenim la Find View by ID ca să evităm problemele pe care le are importul sintetic. Și aici, cum ziceam,
îs disponibile doar în Kotlin, deci nu erau disponibile și în Java, dacă foloseam Java pentru a dezvolta aplicațiile noastre, dar mai mult nu suportă nulabilitate și problema, să zicem, foarte mare era că nu ne garantează că sunt performante. Și iară un motiv foarte serios e că sunt globale. Dacă noi în layout-urile noastre refolosim, să zicem, nume pentru anumite resurse, aveam o problemă și aici responsabilitatea era mutată la dezvoltator. Nu se făcea nimic să se garanteze că nu se fac conflicte. Și acesta a fost motivul principal pentru care Google a hotărât să renunțe și să nu mai recomande. Ele încă mai funcționează, se pot folosi, dar dacă le folosim, trebuie să fim conștienți și să avem grijă că putem avea astfel de probleme. Din Android Studio 3.6 ne recomandă să folosim View Binding. Și după cum ați văzut, probabil toate exemplele pe care le-am făcut eu disponibile folosesc doar View Binding. Doar la primele cursuri la care am discutat despre importul sintactic am folosit acel mecanism. La restul am folosit View Binding. Este destul de ușor de folosit și rezolvă majoritatea problemelor pe care le-am avut la Find View by ID și elimină din problemele pe care le avea importul sintactic. În fișierul nostru de manifest, în secțiunea Android, punem View Binding Enable True. Cum ziceam, trebuie să avem cel puțin Android Studio 3.6, Canary 11. Acum, de câțiva ani deja, și schema de notare s-a schimbat. Nu se mai cheamă cu versiune așa. Îi zice un nume, Arctic Fox avem acum și anul în care s-a făcut release. Majoritatea exemplelor, cum ziceam, deja le-am trecut pe să folosim View Binding și tot ce facem acum putem să folosim direct View Binding. Ca și dependențe nu avem nimic diferit, deci putem folosi și din Kotlin și din Java. În exemplele noastre noi folosim Kotlin. Acum este versiunea 1.6. Ca și dezavantaje, să zicem, nu e așa de ușor să facem debug ca și la Find View by ID, deoarece acolo vedem direct care e ID-ul, aici avem variabile. Se mărește un pic codul generat. Fișierele object.class, deoarece ni se generează cod în plus, dar avantajele superioare dezavantajelor, ni se asigură acest type safety, adică obiectele pe care le referim, deoarece le accesăm prin acel binder, la compile time, Android Studio știe, se pare că trebuie să restartez până la urmă Android Studio, la compile time, compilatorul o să ne semnaleze problemele pe care le are, problemele de tip, să zicem, pe care le are, dacă încercăm să apelăm metode sau câmpuri la obiectul respectiv care nu sunt disponibile. Un pic că trebuie să redimensionez aici layout-ul, dar se pare că durează și această operație. Să aștept un pic până se încarcă.
Chiar așa de greu cu softul acesta. Ok, s-a pornit până la urmă. Ca și exemplu aici avem, îi zice View Binding Demo. Și cum ziceam, ce trebuie să facem în fișierul nostru de manifest? Trebuie să zicem build features view binding true. În momentul în care avem această setare făcută în activitatea noastră, o să putem să declarăm o variabilă de numele layout-ului, deci layout-ul nostru îi zice activity underscore main, iar la fișierul generat pentru noi îi zice activity main, deci tot ce e cu underscore se facă cu literă mare, activity main binding. Iar în momentul în care am inițializat din folosind inflator-ul și am obținut acest obiect binding, nu mai facem content view pe layout, pe resursa de layout, ci folosim binding.root aici. Iar pentru a accesa câmpurile din acest fișier de layout, și dacă ne uităm aici în fișierul de layout, dacă o să se și deschidă, o să vedem pentru fiecare ID pe care l-am setat, main title pe care îl avem aici și subtitle, în fișierul nostru de activitate, vedeți că le putem accesa folosind binding și numele respectiv. Deoarece sunt cum ziceam, tipizate aici, Android Studio o să ne valideze dacă câmpul respectiv există sau nu și o să ne arate ce atribute are să-l putem folosi. Okay. Cam asta am avut de discutat. Să zicem așa, ca și notițe la curs. Mai avem câteva exemple care aș vrea să le vedem și să sperăm că Android Studio o să colaboreze și o să putem să ne uităm peste ele. Unul ar fi cum putem să pliem resurse de tip video și audio. Și aici avem un exemplu prin care putem să facem play la astfel de resurse. Să mai închid din aplicații să sperăm că merg. Sper că nu trebuie să reinstalez emulatorul. Ok. Deci aici e o aplicație care ne permite să încărcăm o resursă de tip video de pe internet și să folosim playerul care e disponibil în Android să... Aolea, close app. Se pare că merge. Era altă aplicație care se pare că pierde o grămadă de frame-uri și nu se vede cum se mișcă această jucărie Lego ca lumea. Vă rog să încercați dumneavoastră pe calculatoarele proprii să vedeți cum se face play și cum putem să interacționăm cu playerul pe care îl mers un pic, pe care îl face disponibil Android Studio. Ideea e că folosim un media controller, îi setăm ce din layout componenta pe care vrem să o legăm de media controller respectiv, componenta video. La componentă îi zicem cine e media controllerul. Aici, în inițializarea playerului, vedeți cum putem să stabilim care este
filmul pe care vrem să-l pleiem și aici vedeți cum îi stabilim prin URL și zicem URL-ul către resursa respectivă. Iar în momentul în care i-am setat resursa, putem să interacționăm, să zicem ce să facă când se pregătește să se arate video. Și aici vedeți cum putem să facem seek la o anumită poziție, dacă vrem, adică să setăm o anumită poziție în interiorul video respectiv și ce să facem când, de exemplu, s-a terminat de pleiat. Deci primim o notificare când sistemul de operare ne zice că a ajuns la sfârșit. Și aici o să vedeți că noi afișăm un toast când e gata. Dacă și merge. Da. Playback completed. Și apoi sărim înapoi la început. În resursa de tip layout, aici, dăm pe cod, o să vedeți că folosim video view. Cu asta stabilim care este, să zicem, componenta care ne pleiază acel video. Putem să-i stabilim și ca și dimensiuni, cum am vrea să se pleieze video respectiv și constrângeri de layout. Un alt exemplu pe care aș vrea să-l discutăm. Este acesta cu Canvas. De Canvas am mai discutat la un moment dat când am vorbit de animații, dar aici avem un exemplu prin care utilizatorii pot interacționa direct cu Canvas-ul ca și suprafață. Și aici vedeți cum, în loc de un fișier de layout, îi spune să folosească direct obiectul nostru de Canvas. Și vedeți cum, de asemenea, îi spunem la activitatea noastră să ocupe tot ecranul. Adică să ne arate doar toolbar. Iar în canvasul nostru, dacă ne uităm aici, o să vedeți cum inițializăm canvasul cu un bitmap, cu dungile astea și culoarea pe care am stabilit-o. Și aici, la On Touch Event, am făcut să, în momentul în care facem touch pe ecran, să se tragă câte o linie de la ca și urmă la locul unde utilizatorul a făcut touch. Deci așa îi permitem utilizatorului, să zicem, să facă niște anotări pe o imagine dacă am vrea, sau să îi permitem să introducă o semnătură. Dacă am dori să îi memorăm semnătura, am putea să ținem minte acest path pe care l-am format și să-l se realizăm într-un obiect, în bază de date, dacă vreți, sau să-l trimitem la server. Deci destul de ușor putem să introducem o componentă care să fie de tip Canvas și să îi permitem utilizatorului să deseneze ceva. Am avut cu câțiva studenți pe care i-am coordonat la lucrare de licență în care am folosit această componentă în a dezvolta jocuri educaționale pentru, să zicem, preșcolari, pentru a-i învăța să învețe cum să scrie, să deseneze o literă, să zicem. Urmărind un contur, folosind un canvas, putem să punem peste o anumită formă, o anumită literă și să-l ajutăm să deseneze conturul respectiv. Iar memorând acest path, putem să validăm din aplicații, să vedem dacă utilizatorul chiar a urmărit conturul respectiv sau cu cât s-a abătut, în ce regiuni s-a abătut de la pattern-ul respectiv și să-l punem să reîncerce sau să insistăm pe anumite, să
zicem, nivele sau șabloane pe care detectăm că ar fi probleme. Foarte ușor putem să dezvoltăm astfel de aplicații educaționale, să zicem. Un alt exemplu pe care l-am pregătit aici este cel legat de locație. Și aici avem mai multe exemple, dar nu o să ne uităm peste toate. O să ne uităm peste unul cu simplu, în care obținem locația de la utilizator. Sperăm că mai funcționează. Trebuie să mă uit să văd, să caut ceva alternative la softul ăsta de broadcast, că văd că merge din ce în ce mai rău și încetinește tot. Dacă aveți ceva întrebări în timp ce se pornește, vă rog să le scrieți ori în chat, ori pe Teams. O să încerc să răspund. Că nu mai vrea emulatorul. Haideți să încercăm, că mai am încă un emulator aici. Poate să vrea pe acesta. A pornit și eu la vechi între timp. Super. Eu l-am oprit între timp. Ar trebui să meargă mai repede. Îmi cer scuze pentru asta. De regulă mergea mai repede. Cum am zis, o să încerc să remediez pe data viitoare problema asta. Dacă aveți ceva sugestii sau neclarități, vă rog să-mi scrieți pe chat-ul de la Teams sau pe e-mail. O să încerc să vă răspund. Am văzut că o parte dintre dumneavoastră au început să lucreze la partea de server deja. Întrebările pe care le-am primit până acum au fost legate de cum ar trebui să se sincronizeze datele. Cum ziceam și la laborator, la funcționalitățile pe care le-am stabilit că trebuie să meargă și offline, dacă utilizatorul introduce entități, cât device-ul este offline, în momentul în care detectăm, și am arătat un exemplu pe la cursul 4, cum putem să folosim acel receiver să ne dăm seama când s-a reconectat device-ul la internet. Deci în momentul în care detectăm că device-ul s-a reconectat la internet, atunci operațiile care s-au făcut offline, și aici putem să folosim un flag, să zicem, în tabela locală, să memorăm care din operații s-au efectuat când device-ul era offline, sau putem să le memorăm entitățile în altă tabelă, dacă vreți, o să le reaplicăm pe server. Încercăm să le rerulăm pe server. Astfel o să sincronizăm conținutul care s-a efectuat cât device-ul era offline cu cel de pe server. Totdeauna când o să adăugăm entități în sistem, o să folosim ca și identitate pentru entități ID-ul de pe server. Deci nu device-urile o să stabilească ID-ul unei entități. Iar în activitatea de add, să zicem, sau update,
Nu părăsim activitatea până când nu ne asigurăm că entitatea respectivă a ajuns pe server și am primit un ID. Nu avem erori. În cazul în care avem erori, să zicem, atunci o să le prezentăm erorile pe ecranul acela de add sau de update. Iar în momentul în care operația s-a efectuat cu succes, numai atunci o să ne întoarcem în activitatea cu lista, să zicem. Se pare că și ăsta îmi face probleme. Și mai multe probleme decât îmi făcea alalt. Numai în momentul în care, să zicem, ne întoarcem la activitatea cu lista, atunci o să introducem entitatea în listă. Dacă din activitatea de detalii, update sau zicem, add, operația s-a efectuat cu succes. Ok. Haideți să vedem dacă pornește aplicația de locație. Se pare că a pornit. Aici, în aplicația aceasta, ce facem îi folosim un serviciu de locație pe care Google ne-l pune la dispoziție și aici ca și dependență avem această dependență de Play Services Location. În fișierul de manifest am introdus aceste două permisii. Inițial se cerea doar o anumită permisiune. Acum, de fiecare dată când folosim Fine, trebuie să folosim și Course Permission. Ambele sunt cerute să fie disponibile. Iar în momentul în care avem acea dependență, avem acest obiect disponibil, Fuse Location Provider Client, pe care vedeți cum îl inițializăm așa cu o activitate. Iar dacă avem inițializat acest obiect, putem să obținem latitudinea și longitudinea curentă. Și aici vedeți cum, după ce ne-am asigurat că avem permisiunile de locație și nu o să mai insistăm cum obținem permisiunile de locație, vedeți cum putem să zicem last location și aici e foarte important să înțelegem că API-ul pe care îl pune la dispoziție Google pentru noi încearcă să prevină consumul de baterie și nu o să ne dea tot timpul, adică nu o să facă query la sensorul de GPS de fiecare dată când cerem noi o locație, ci o să ne dea ultima locație care era disponibilă utilizatorului. Și aici, prin Last Location, vedeți cum implementăm acest listener și obținem ca și rezultat latitudinea și longitudinea locației. Deci, în obiectul acesta, Location, avem latitudinea și longitudinea pe care putem să le arătăm pe ecran. Din emulator, de asemenea, putem să interacționăm cu locația utilizatorului, având aici o hartă, care și asta se pare că se încarcă foarte greu astăzi, în care putem să căutăm o anumită locație și apoi să-i setăm noua locație. După cum ziceam, dacă noi am pus un buton aici care îi face update la locație, dar o să vedeți că chiar dacă îi schimbăm locația, numai după câtva timp o să-și facă update și o să ni se facă locația disponibilă în aplicația noastră. Deci nu ni se dă instant. Dar, cum ziceam, e un mod ușor prin care putem să depistăm care e locația fizică a unei persoane folosind acest obiect Fuse Location. Mai avem un demo aici pe care aș vrea să ne uităm. Acesta cu aici am un demo cu Google Maps. Să vedem dacă
în care putem să vedem cum putem interacționa cu harta de la Google Maps din Android, să setăm noi rute și layere. Dar după cum merge emulatorul acum, nu știu dacă o să reușim. Aici e tot un exemplu cu locație, în care după ce am obținut coordonatele GPS, să zicem, folosim un alt serviciu pus la dispoziție tot de Google pentru a transforma acele coordonate într-o adresă. Deci o să ne dea adresa cea mai apropiată de coordonatele respective. Și aici vedeți, serviciul se cheamă Geocoder, geolocație, la care odată ce îi specificăm o latitudine și o longitudine, o să ne convertească locația respectivă la o listă de adrese și aici putem să alegem noi, în funcție de criteriile aplicației noastre, să zicem care ar fi adresa pe care am vrea să o arătăm pe ecran. O adresă aici, o să vedeți că are o grămadă de atribute, ni se zice și codul poștal, dacă este disponibil numele, de regulă asta o să-l arătăm pe ecran și aici mai multe, să zicem, atribute pentru adresa respectivă, stradă, oraș și așa mai departe. Pentru locația curentă, deci, cum ziceam, implicit ne pune aici, dar dacă o să căutăm, să zicem, Cluj, Napoca și schimbăm locația, în spate, se pare că am crăpat asta, în spate tot așa se folosește, deci dacă dăm fetch, acum tot aceeași locație să ne zică, dar dacă reușim să schimbăm, să zicem, să provocăm să ni se schimbe locația și aplicația Google Maps, dacă o avem instalată pe aici, da, se pare că o avem, Google Maps este o aplicație care forțează un update pentru locația curentă. Trebuie să și pornească. La Google Maps, acest buton o să ne forțeze un update de locație. O să se încarce. Se pare că s-a făcut deja update. Și acum, dacă revenim la aplicația noastră, locația curentă ar trebui să fie Cluj-Napoca, să nu mai fie Mountain View din California, sediu Google. Facem fetch, se pare că durează un pic, dar ni se arată adresa cea mai apropiată de coordonatele pe care le-am setat noi. Și acesta zic eu că este un exemplu destul de ușor de folosit, mai ales dacă aveți aplicații care arată, să zicem, ceva detalii despre utilizator, puteți să arătați locația în care se află utilizatorul respectiv și nu doar niște coordonate GPS, putem să arătăm o adresă folosind acest serviciu de geolocație, ca și dependințe. Dacă se încarcă și răspunde, o să vedeți că tot acel Play Services am folosit și ca și permisiuni, cum ziceam, cele două de Find și Course Location. Destul de ușor de folosit. Se pare că merge din ce în ce mai greu. Haideți să vedem dacă reușim să deschidem și aplicația de Google Maps. Cel puțin să ne uităm peste cod. Deci aceasta este o aplicație pe care am luat-o dintr-un exemplu de la
Google un tutorial care ne permite să interacționăm cu harta disponibilă de la Google Maps. Se pare că durează și să încarce. Exemplu. Așteptăm un pic să vedem dacă se încarcă. Până se încarcă. Aici avem mai multe activități. După cum vedeți, avem activități prin care demonstrăm cum putem să desenăm cercuri, linii, suprafețe pe hartă, să punem tile-uri. Ideea e că la toate se face cam la fel. Odată ce am obținut fragmentul cu harta, o să arătăm ceva peste harta respectivă. Și aici vedeți cum în layout, sper să-l găsesc, se pare că nu s-a încărcat cum trebuie proiectul, cum zice tot project aici. Așa, să schimbăm pe Android. În Activity Main. Aici avem numai lista, dar vedem la ce ne uităm, la layers. Așa, layers demo. Deci aici avem un fragment cu harta în care îi spunem că am dorit să încarce fragmentul acesta care o să ne arate harta. Se pare că nu a încărcat cum trebuie. Și componentele noastre în care interacționăm. Punem niște checkbox-uri să ne arate locația curentă, traficul și un spinner. Ideea e că odată ce s-a încărcat acea componentă de tip hartă, deoarece extindem acest on map ready callback, o să ni se apeleze callback-ul ăsta. În callback-ul acesta știm sigur că harta este încărcată complet pe ecran. Și apoi vedeți cum putem să interacționăm cu acest obiect de tip map. Avem checkbox-urile pe care le-am setat noi și dacă un obiect checkbox, să zicem, cel de trafic este setat, atunci la obiectul de tip map îi zicem să ne arate traficul pe hartă. Și vedeți cum setăm numai acest label la true sau fals și ni se arată traficul sau clădirile sau dacă am vrea să vedem locații indoor folosind Street View. Aici vedeți cum putem și să interacționăm și să schimbăm valorile, să le ascundem locațiile respective. Vă rog să vă uitați și peste acest demo, deoarece, cum ziceam, când prezentăm adrese sau îi oferim utilizatorului ca și feature, să zicem, să scrie o adresă, putem foarte ușor, folosind un serviciu de tip geolocație, să traducem acea adresă la niște coordonate GPS cu latitudine și longitudine, iar odată ce avem acele coordonate, folosind serviciul acesta de hărți, putem ușor să-i arătăm utilizatorului pe hartă coordonata respectivă. Acesta fiind un mod destul de ușor prin a ne asigura că adresa pe care a introdus-o utilizatorul este de fapt cea pe care și-o dorește. Sau mai mult putem să îl ajutăm în a seta o adresă folosind un pin direct pe hartă. Să seteze direct pe hartă o adresă pornind de la un pin. Vă rog să vă uitați peste acest exemplu. Dacă aveți întrebări, vă rog să le adresați pe chat sau pe e-mail și sper să folosiți ce am arătat astăzi în aplicațiile dumneavoastră de la licență sau chiar cele de la laborator.
Vă mulțumesc că ați intrat și astăzi și sper să ne vedem cu bine și la următoarele laboratoare și următorul curs. La revedere!